Hello! Se apropie sărbătorile și o să învățăm împreună astăzi ceva foarte frumos! cum să faci urări celor din jurul tău în limba engleză, cum să le transmiți gândurile tale bune cu ocazia diverselor sărbători. Pentru asta, va trebui să înțelegi cum funcționează în engleză cuvântul wish, pe de-o parte ca substantiv și pe de-altă parte ca verb. De asemenea, vom vedea împreună câteva scurte mesaje pe care tu le poți scrie în niște felicitări sau le poți transmite sub formă de mesaj, cum spuneam, cu ocazia acestor evenimente. Dar, înainte să dăm drumul acestei lecții, în câteva minute, aș vrea să-ți prezint ceva cu care eu am rămas un pic datoare în trecut la începutul proiectului când am discutat despre felicitări în cadrul lecțiilor din capitolul Meeting People atunci când te întâlnești cu oamenii formule de politețe pe care le folosești când te întâlnești cu oamenii. Hai să vedem rapid aceste congratulations și alte câteva observații interesante de aici, iar apoi ne întoarcem la cuvântul zilei care este wish. Congratulations felicitări, verbul este to congratulate a felicita pe cineva. Dacă vrei să spui și cu ce ocazie, vei folosi prepoziția on. Let me congratulate you on the occasion of... Permitem să te felicit cu ocazia și spui acolo care este evenimentul pentru care fericiți persoana respectivă. Let me congratulate you on your promotion. Permitem să te felicit cu ocazia promovării tale. Sau doar congratulations, adică substantivul. Sau congratulations on the occasion of felicitări cu ocazia bla bla bla. În general în engleză, urările care se fac cu uh, ocazia anumitor sărbători sunt happy, adică fericite. Uh, zi de naștere fericită, An nou fericit, Paște fericit, Zi de Valentine fericită, uh, Thanksgiving fericit și uh, în general toate aceste formule încep cu happy. Dar special este Crăciunul care este merry. Ți-am spus și în acea lecție. Happy birthday îl folosești, cum știi foarte bine, pentru ziua de naștere a cuiva. Birth înseamnă naștere, iar day este zi. Verbul corespunzătorului birth este to bear, bore, born și ți-e foarte familiară forma a treia, born, din formula I was born. I was born in și vei spune anul în care te-ai născut. Happy birthday, deci de ziua cuiva. Dacă vrei să spui la mulți ani, dar nu este ziua cuiva de naștere, ci doar o aniversare, atunci vei folosi termenul Happy Anniversary. Happy Anniversary. Happy New Year! Curând vom spune și asta, când vine anul nou. Happy New Year! Spuneam mai devreme Merry Christmas, Crăciun fericit, ai grijă cum scrii Merry cu E și îl pronunți cu E. Dacă îl scrii din greșeală cu A, formula va fi foarte comică, pentru că înseamnă Merry Christmas, ar însemna el în căsătorie pe Christmas, ar fi un imperativ, to marry, da? Merry Christmas, căsătorește-te cu Christmas, căsătorește-te cu Crăciunul. Sigur, se înțelege eroarea, dar e amuzant, da? Să nu faci așa ceva, tu scrii cu E, Merry, Merry Christmas. Happy Easter, înseamnă Paște fericit. Apoi, poți ura cuiva. My best wishes, cele mai bune urări ale mele. My best wishes. Happy Valentine's Day. La mulți ani, poți spune cuiva de Valentine's Day, de ziua Sfântului Valentin. Happy Valentine's Day. În general, pentru orice zi festivă, poți spune happy cu tare, day, ok? Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving echivalentul în român ar fi la mulți ani de ziua recunoștinței um, to give înseamnă da, iar thanks înseamnă mulțumiri, thank mulțumire, dar e la plural, thanks știi când spui cuiva informal, pe scurt merci, uh, echivalentul în engleză este thanks, oficial și formal este să spui thank you, adică eu îți mulțumesc, I thank you, dar renunț la subiect că așa s-a încetățenit thank you, iar thanks este absolut informal, merci, mulțam de fapt este un plural, thanks și atunci, thanks, giving, înseamnă înseamnă dare de mulțumiri. În momentul în care spunei că dau, they give thanks to, dau, își exprimă mulțumirea față de ceea ce Dumnezeu le-a dat, ceea ce natura le oferă. Yes? Este ziua mulțumirii, ziua recunoștinței, traducem. Happy Thanksgiving. Și este urarea pe care și-o fac americanii de ziua recunoștinței. Ca și calcul, este a patra zi de joi din noiembrie și aceasta este o ocazie în care, spuneam mai devreme, oamenii îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bogăția recoltei din acest an. Ai toate detaliile aici în carte, da? Un aspect foarte interesant pe care nu am apucat să ți-l spun în lecția trecută și de aceea am revenit aici, este faptul că felicitările și urările de sărbători se fac cu verbul wish, pe care noi îl vom vedea în mai mare detaliu imediat. Și atunci vei ura, de exemplu, cuiva I wish you a Merry Christmas. Deci, pentru sărbători, pentru momente, pentru zile festive, vei spune I wish you, I wish you a happy new year, I wish you Merry Christmas, I wish you happiness. Okay? Felicitări și urări! Dar, dacă faci o urare de zi cu zi, cele comune, cele din limbajul comun, când nu e neapărat o situație festivă, ci doar dorești cuiva o zi bună, sau un weekend plăcut, sau un zbor plăcut, sau da, deci ceva uh, curent, atunci vei folosi formula have, care este imperativul verbului to have, și zici have a nice day, să aveți o zi bună, sau să ai o zi bună. Noi înainte spuneam mai degrabă în română, vă doresc să aveți o zi bună. Acum a intrat din engleză formula asta, să aveți sau să ai, să ai o zi bună, să aveți o zi bună, ne-a forțat un pic acest have pe care îl tot auzim și l-am transferat și la limba română. Have a nice day! Orice urare curentă pe care o faci cuiva, să-i urezi ceva plăcut, o zi plăcută, dimineață, seară, nu știu ce, va folosi această structură. Have a. De exemplu, have a nice day! Să ai o zi bună sau vă doresc o zi bună have, ok? Nu-i vei zice I wish you, va suna nefire să spui în engleză I wish you a nice day, I wish you a nice weekend, ia iurea, vei spune have a, have a nice day, have a nice weekend, să aveți un weekend plăcut, sau pur și simplu, weekend plăcut, have a nice weekend, have a good flight, să ai un zbor plăcut, sau îți doresc să ai un zbor plăcut, have a safe flight, se mai poate spune, să ai un zbor sigur, safe, în siguranță. Uh, have a safe journey. Sai o călătorie plăcută. Have a nice journey. Have a great journey. Sigur că tu poți broda pe structurile astea de aici și poți înlocui caracteristicile și poți înlocui și substantivele. In loc de have a nice day, in loc de day, poți spune have a nice week, have a nice weekend, have a nice uh, summer, have a nice orce, have a nice journey, have a nice trip. Uh, have a nice party, sau poți lucra la nice. Crezi în loc de nice, înlocuiești cu altceva ce ți se potrivește în situația respectivă. Sau pur și simplu urezi have fun, distracție plăcută, să te distrezi. Have fun sau varianta enjoy yourself, să te distrezi, iar pentru plural enjoy yourselves. Yourself pentru singular, yourselves pentru plural, cum am văzut în lecția despre pronumele reflexiv și pronumele de întărire. Și acum hai să revenim la verbul zilei. Cuvântul zilei, wish, pentru că el poate fi și substantiv, wish însemnând dorință, this is my wish, asta este dorința mea, sau poate fi substantiv, cum l-ai văzut mai devreme, we wish you a Merry Christmas, vă dorim un Crăciun fericit. Atenție la acest cuvânt! există riscul să-l folosești greșit atunci când vrei să traduci direct din română doresc să fac asta, atunci când vrei să folosești verbul a dori și te tentează să mergi către wish. Nu întotdeauna poate fi ok. De exemplu, dacă vrei pur și simplu să uh, exprimi că dorești să faci un lucru cu sensul de vrei să faci un lucru, nu ți-l recomand pe wish. Nu sună foarte potrivit să zici uh, vreau să fac asta, doresc să fac asta, I wish to do this. Sau uh, aș dori să te întreb ceva. Nu e potrivit să-l folosești pe wish aici, tu gândindu-te că wish înseamnă a dori și atunci zici I would wish, aș dori, nu sună bine, I would wish to ask you something. În situația asta îți recomand să folosești pe like sau pe want și atunci dacă vrei să zici vreau să fac asta, doresc, dorință, doresc să fac asta, tu vei merge pe want. I want to do this, doresc să te întreb ceva, I want to ask you something, aș dori I would like to ask you something. Știi că la condițional nu sună bine să-l pui nici pe want, nici pe wish. Sună foarte bine like, deși el înseamnă la bază a plăcea, îl folosești cu sensul de aș dori, aș vrea, mi-ar plăcea. I would like. Aș dori să te întreb ceva. I would like to ask you something. Mi-ar plăcea să fac asta. I would like to do this. Mi-aș dori să mă duc acolo. I would like to go there. Ok, și atunci cum funcționează wish? Wish ca verb are două mari sensuri foarte importante și distincte. În primul rând, îl poți folosi pentru a face urări, cum spuneam mai devreme, de ziua cuiva, de aniversări, de sărbători, de Crăciun, de Paște, de Valentine's Day, de. Da? în aceste situații festive, îl poți folosi pe wish. Și vei zice, um, I wish you happiness. Sunt aceste formule pe care le putem pune pe greeting cards, adică pe felicitări, și vom vedea mai departe cum faci chestia asta. Uh, to greet înseamnă a saluta. Uh, greeting card este formulă consacrată pentru felicitări. Card însemnând card, carton. Da? Greeting card. Card de felicitări, de salutări. Greeting card. Felicitare. De exemplu, poți folosi pe wish pentru o astfel de felicitare și vei zice I wish you happiness. Îți doresc fericire. I wish you orice vrei tu să adaugi acolo. I wish you happiness. Îți doresc multă fericire. I wish you all the best. Îți doresc uh, toate cele bune. I wish you all the best. We wish you a Merry Christmas, știi și cântecelul, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chestia asta o poți spune pe un card, pe o felicitare, da? Nu trebuie să o cânți neapărat, dacă vrei poți să suni pe cineva și cânti la telefon uh, fraza asta de drăguță, da? We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Deci iată că pentru a formula urări folosești verbul wish, îți doresc, îți urez, dar... Al doilea sens foarte important și a doua utilizare a verbului wish este pentru a exprima dorințe, dorințe personale, am zis aici, ce -ți dorești tu să se întâmple, când vrei să spui ce mult mi-aș dori, ce bine ar fi să, dă, Doamne, să se întâmple, nu știu ce chestie. Deci când tu îți dorești pentru tine ceva sau îți dorești ca o situație să fie într-un anumit fel, nu că faci cuiva o urare, da? Uh, mi-aș dori să am o căsuță undeva la țară, de exemplu, vei spune: I wish we had a little house with a garden somewhere in the country. I wish we had mi-aș dori să avem aici vei observa ceva foarte interesant un aspect pe care noi o să-l vedem în detaliu la pagina 622 în carte bineînțeles și în lecțiile video când o să ajungem acolo cu materia o regulă foarte importantă uh, legată de felul în care funcționează wish în engleză cu sensul acesta dacă urmează o acțiune dacă vei spune ce anume îți dorești deci nu ca aici sus unde pui un substantiv I wish you happiness I wish you ceva ci uh, I wish să fac un anumit lucru. Verbul care urmează după wish este întotdeauna la past simple. Dacă nu cumva e la past perfect O să vezi când ai o acțiune mai în urmă Dar în principiu cel mai comun caz este ca după wish Să pui forma a doua a verbului Adică past simple I wish I had Mi-aș dori să am E o ciudățenie englezească O să o vedem la lecția respectivă uh, Sau I wish I were taller Mi-aș dori să fiu mai înalt Sau mi-aș dori să fiu mai înaltă I wish I were Observ forma asta atipică Were pentru persoana întâi singular uh, Situație pe care o mai întâlnești și în uh, regula lui if conditional da? if I were, dacă aș fi, dacă aș fi în situația asta, deci exact același were pe care îl vom mai întâlni în câteva situații. O să vedem acolo la pagina 622, dacă ești foarte curios sau curioasă și ai cartea, te duci în avans și vezi despre ce este vorba. Deocamdată, să reții că Wish are un regim special, nu-l folosești de capul tău cum vrei. Dacă ai reținut chestia asta, folosești trecutul. Orice fel de verb vrei tu aici, vei spune Mi-aș dori să merg. I wish I went there. Mi-aș dori să merg acolo. Mi-aș dori să știu răspunsul. I wish I knew. I wish I knew the answer. I wish I knew. De a ști. Ce bine ar fi să știu. Mi-ar plăcea să știu. I wish I knew. I wish I were. Mi-aș dori să fiu. I wish I had. Mi-aș dori să am. I wish I did that. Mi-aș dori să fac asta. I wish I could, mi-aș dori să pot. I wish I could help you, mi-aș dori să te pot ajuta. Vom vedea la momentul respectiv. Dar deocamdată tu să fii avertizat sau avertizată că wish este special. Hai să mai vedem alte câteva expresii interesante legate de wish. De exemplu, expresia to make a wish. To make a wish. Aș pune o dorință. Noi spunem a pune, a formula în minte o dorință, iar englezii folosesc verbul to make, a face, spun ei. Make a wish. Make a wish. Puneți o dorință. Make a wish. Sau, so, I made a wish and it came true. Mi-am pus o dorință și ea s-a împlinit, s-a îndeplinit. I made a wish. Verbul to make, made, made. I made a wish, mi-am pus o dorință and it came true. To come true, to come true înseamnă a se adeveri, a se împlini. Ei spun a veni adevărat, e aiurea, da, dacă traduci cuvânt cu cuvânt, este echivalentul pentru a se împlini. My dream came true, mi s-a împlinit visul. Uh, my wish came true, dorința, mi s-a împlinit, mi s-a îndeplinit, îndeplinit dorința. I made a wish and it came true. Sau, so, what wish did you make? What wish did you make? Ce dorință ți-ai pus? Poți întâlni, de asemenea, termenul wish în formula wishing well. Wishing well. Well înseamnă puț, fântână. Și atunci wishing well este fântâna fermecată, dacă vrei, cea care îți îndeplinește dorințe, pentru că arunci un bănuț în ea și ea îți îndeplinește o dorință. Wishing well, fântâna care îndeplinește dorințe, sau fântâna pentru dorințe, pentru exprimarea dorințelor. Wishing well, wishing well sau formula wishful thinking, s-ar putea să o auzi și pe asta, înseamnă, dacă traduci cuvânt cu cuvânt, gândire plină de dorințe, când îți dorești ceva, dar nu este neapărat realist, da? înseamnă gândire exagerat de optimistă și foarte puțin realistă. Wishful thinking înseamnă că doar îți dorești, dar e puțin probabil să se întâmple. De exemplu, stop dreaming of a promotion this year, Nu mai visa la o promovare anul ăsta. Stop dreaming of a promotion. To dream of, a visa la. Stop dreaming of a promotion this year. It's only wishful thinking, e doar uh, o gândire extrem de optimistă, este foarte puțin probabil. Wishful thinking, poți da replica doar atât, doar uh, wishful thinking, îi spui cuiva în momentul în care își exprimă o dorință greu de îndeplinit, puțin probabilă și atunci zici, hmm, wishful thinking, da, ai vrea tu, visezi tu. Apropo de ai vrea tu, dacă ai cartea vreau să mai adaug aici o formulă și anume I wish sau you wish pe post de aș vrea eu sau hai, ai vrea tu. I wish, când ceva este greu de realizat și he, bine ar fi, bine ar fi, exact cu sensul acesta, n-ar fi rău, ar fi bine, ce bine ar fi, mi-aș dori eu, I wish, I wish, și atât, este o replică pe care dai uh, interlocutorului exact în situația pe care ți-am descris-o. Sau, you wish, he, ai vrea tu, da, da, ți-ai dorit tu să fie așa, ok, când cineva îți prezintă o situație puțin probabilă și tu îi cam tai macaroana și zici, you wish, ai vrea tu. Ok, deci adaugi aici I wish, aș vrea eu bine ar fi sau you wish, ai vrea tu? Hai să vedem acum câteva greeting card messages, adică mesaje pe care să le scrii în felicitări, în carduri de felicitări, cu diverse ocazii. Christmas, adică Crăciun, birthdays, adică zile de naștere, Valentine's Day, ziua Sfântului Valentin și warm closings, adică încheieri călduroase, uneori chiar foarte călduroase, o să vezi pentru persoane foarte apropiate. Good Hai să vedem câteva scurte mesaje pe care le poți scrie cuiva de Crăciun. Peace and joy to you and yours this Christmas season. Peace and joy to you and yours. Pace și bucurie pentru tine și pentru ai tăi this Christmas season, în acest sezon de Crăciun. Peace înseamnă pace. Pronunță-l cu i lung. Peace, pentru că dacă îl spui cu i scurt, piss înseamnă a face pipi, da? Deci nu vrei să spui asta. Peace, lung, peace, peace și gestul, da? Cu cele două degete, peace, peace and joy. Chiar era la un moment dat, cu niște ani în urmă, era o companie de marketing care făcea o campanie de promovare în toalete. Puneau acolo niște diverse postere de reclamă. Și au parafrazat celebrul cântec al lui John Lennon, Give Peace a Chance, și au scris Give Piss a Chance, scris cu pui să s, -S. Da? era ca o glumiță, mă rog, de context, acum într-o toaletă, glume de toaletă. Ok, deci um, Peace and Joy, pace și bucurie. Joy înseamnă fericire, bucurie, joyful, plin de bucurie, bucuros. To enjoy a se bucura. Atenție, to enjoy dacă urmează un verb este cu terminația -ing. I enjoy doing this. I enjoy walking in the park. Enjoy doing something. Nu o să spui I enjoy to do. Și voi pregăti foarte curând o lecție pentru tine ca să vezi exact diferența între -ing și to. Când folosești infinitivul lung, uh, to walk, de exemplu, și când spui walking. Când zici I like to walk și când zici I enjoy walking. Diferența între long infinitive și așa cum zic englezii, uh, gerund, discutăm despre chestia asta, că e mai dubios acolo. Bun. Peace and joy to you and yours. Cei cu yours. Este un pronume posesiv, l-am învățat în urmă. Your înseamnă tău, ta, tăi, tale și întotdeauna va fi urmat de un substantiv, your ceva, your family, your family members, your friends, dar dacă zic yours înseamnă ai tăi, ale tale sau al tău sau a ta, this is yours, ăsta este al tău, this is your product, ăsta este produsul tău. Deci to you and yours înseamnă pentru tine sau către în direcția ta, da, pentru tine and yours, ai tăi, your family, this Christmas season, în acest sezon de Crăciun. Have your best Christmas ever. Să cel mai bun Crăciun de până acum. Have your best Christmas ever. Merry Christmas with lots of love. Crăciun fericit și multă, multă iubire. Happy holidays and all the best to you in the year to come. Uh, sărbători fericite. Happy holidays. Happy holidays e o urare în sine foarte frecvent întâlnită, happy holidays și gata cu asta ia acoperit și Crăciunul și anul nou și tot ce mai e, deci happy holidays, sărbători fericite and all the best to you și toate cele bune pentru tine, uh, ție toate cele bune in the year to come, în anul ce vine, în anul ce va veni. Warmest wishes for a happy holiday season. Cele mai calde urări. Warm însemnând cald, the warmest, cele mai calde. Dar în cazul acesta scăpăm de the pentru că este o formulă mai contrasă, mai concisă, fiind vorba de o urare. Warmest wishes, mai scurt, da, așa cum scrii titlurile în ziare sau titlurile de capitole sau, iată, această urare um, strânsă, concentrată. Warmest wishes for a happy holiday season. Cele mai calde urări pentru un sezon... Pentru o perioadă fericită a sărbătorilor, un sezon de sărbători care să fie fericit, happy. Wishing you the blessings and joy this season brings. Wishing you, urându-ți, înseamnă îți urez, da? Uh, wishing you, ca un fel de încheiere de semnătură dacă vrei. Wishing you all the blessings, nu știu cum, virgulă și te semnezi cine ești tu. Sau doar wishing you all the blessings, înseamnă exclamări. Wishing you all the blessings and joy this season brings. Aici se sare peste un that, pe care, care, pe care. Știi că îl poți elimina pe that atunci când înseamnă pe care. Când are sensul de pe care, când înseamnă care nu-l poți elimina, îl lași acolo. Or that, or which, or who. Dar când înseamnă pe care, îl poți scoate și chiar sună mai bine în engleză să nu-l mai zici deloc. The blessings and joy that this season brings. Um, Urându-ți sau îți urez uh, binecuvântările și bucuria pe care le aduce acest sezon. That this season brings. Acest sezon aduce binecuvântări și bucurie. May Christmas bring you joy and happiness. Fie ca Christmas, Crăciunul, să-ți aducă bucurie și fericire. Și aici un aspect foarte important pe care vreau neapărat să-l discut cu tine. Mei folosit în urări. Noi ne-am întâlnit cu Mei când am discutat despre verbele modale, și știi că este uh, un verb foarte special, ieșit din comun, venit de pe moarte, deci nu respectă regulile de pe pământ, e normal să fie altfel, care înseamnă două mari lucruri. În primul rând, înseamnă gestul ăsta posibil, poate. Mh, o fi, nu o fi, da? Poate să fie, poate să nu fie. It may rain. E mereu exemplu pe care îl ți-l dau pentru că e greu de știut. Nu știu, o să plouă, nu o să plouă. It may rain. E posibil să plouă. This may happen. E posibil să se întâmple treaba asta. He may call you. E posibil că el să te sune. Nu știu, sigur, da sau nu. Al doilea sens este a avea permisiunea de a face un lucru. Când cineva primește permisiunea din partea al cuiva Și atunci spun, you may leave ai voie, ai permisiunea de a pleca poți, îl traducem prin poți, dar să știm că este puțin diferit de can care înseamnă fiind în stare, a fi capabil a, a putea face un lucru pentru că există capacitatea fizică sau mentală sau emoțională sau eu știu cum deci may înseamnă ca al doilea sens a avea voie, may I ask you something, îmi este permis, am voie să te întreb ceva, may I open the window am permisiunea să deschid fereastra traducem pe scurt pot să deschid fereastra, dar sensul de a avea permisiunea, good, aici însă îl folosim altfel. Și iată că e foarte special. MEI în formă inversată. MEI adus în fața subiectului nu înseamnă întrebare în urări, ci are sensul de fie ca. fie ca nu știu ce, nu știu cum cunoști toate formulele alea care se transmit de cele mai multe ori cu copy-paste de sărbători. Um, Ei, chestia asta există în engleză în această formă. De exemplu, may all your wishes come true. Această observație este la finalul paginii 583 și e foarte importantă. Te poți inspira de aici pentru a face urării celor dragi ție în engleză. May all your wishes come true. Cei cu may este pus în față. Că nu zici all your wishes may come true, ar avea cu totul alt sens. Dacă zic this may come true, înseamnă asta e posibil, da? ăla cu may, da? Cel din maybe. This may happen. Asta se poate întâmpla. This may come true. E posibil ca asta să se întâmple. Deci e cu totul alt sens când zici may all your wishes come true, fie ca toate dorințele tale să se împlinească. May God bless you. Fie ca Dumnezeu să te binecuvinteze. Uh, fie că domnul să te bine May God bless you. May God bless you. Sau direct God bless you. Dumnezeu să te bine May you have a prosperous. May you have a prosperous new year. fie ca anul nou, ce, anul ce vine să fie prosper, să fie plin de prosperitate. Nu le traducem cuvânt cu cuvânt, dar tu să reții că acest may și orice subiect folosit mai departe, deci în forma asta inversată, poate reprezenta o urare. May your life be filled with joy and happiness. May your life, fie ca viața ta să-ți fie viața, fie ca viața ta să-ți fie plină de bucurie și de fericire. Joy, bucurie, happiness, fericire. May your life be filled with joy and happiness. Și iată de la ce am pornit. May Christmas bring you joy and happiness fie ca sărbătoarea Crăciunului să-ți aducă bucurie și fericire. Okay? Deci, mei în formă inversată este folosit pentru um, aceste urări. Și acum că știi chestia asta, poți intra pe internet și poți căuta acolo pe Google tot felul de urări specifice, că ai mult mai multe. Eu ți-am făcut aici o mică selecție, că altfel făceam cartea de 2000 de pagini. Deci, uh, o mică introducere în ce înseamnă aceste urări și care este sensul lor, cum uh, ce înseamnă ele la bază, ce cu wish ăsta, cu cele două sensuri, cum poți să folosești pe mei în această structură inversată, da? Deci te inspiri de aici și mergi mai departe, nu te oprești, nu vezi doar astea. Da? Dacă vrei să-ți faci o engleză așa solidă, ca lumea pe care să construiești o întreagă carieră mai departe. Pentru zilele de naștere, birthdays, poți face aceste scurte urări. Happy, happy birthday, dearest John! Înscris, da? Asta e mai degrabă pentru un mic bilețel sau un mesaj pe WhatsApp sau un SMS sau un e-mail rapid sau pe Facebook, pe Instagram, eu știu unde lași un mic mesaj. Te poți inspira de aici. Happy, happy birthday, dearest cutărică. Dragă cutare, sigur, spui dear pentru dragă nu știu cine, dar poți să folosești dearest cu sensul de, nu-l poți traduce în română prin cel mai drag, prin, cu sensul de foarte, foarte drag, foarte iubit, da? Deci e o accentuare a faptului că ți este dragă persoana respectivă. Dearest cutărică, yes? Warmest wishes for a happy birthday. Cele mai uh, calde urări pentru o zi de naștere fericită. Happy birthday and all the best to you in the year to come. La mulți ani, happy birthday and all the best to you și toate cele bune in the year to come. În anul ce va veni, în anul ce urmează să vină, noul an din viața ta. Happy birthday to one of my favorite people in the world. La mulți ani, uneia dintre persoanele mele preferate, uh, favorite, iubite din lume, in the world. Wishing you a happy birthday and a year that is blessed. Îți doresc, această terminație ING poate fi folosită, cum spuneam, ca un gerunziu, ca și cum poți încheia, poți pune o virgulă și apoi încheia. Wishing you cu tărică, all the best, Monica. Okay? Urându-ți, dorindu-ți, nu știu ce, toate cele bune, cu tărică. Wishing you a happy birthday urându sau traducem în română, îți urez zi de naștere fericită la mulți ani and a year that is blessed. Și un an care este binecuvântat. To bless a binecuvânta, blessed forma a treia. A year that is blessed, un an care este binecuvântat. Atenție, nu zici an year, da? Y-ul nu este considerat vocală. E o vocală care sună ca o consoană. Deci înainte de Y pui a, nu an. Și în general, orice cuvânt care începe cu Y. Și toate celelalte trei cazuri le știi de la articolul hotărât și articolul nehotărât. Happy day, happy day, zi fericită, mai scurt, așa, cei care nu sunt foarte pompoși vor să scape repede de obligație și uh, o scurtează așa. Happy day. Mai uh, nu se implică prea tare. Birthday cheers. Cheer înseamnă veselie. Cheerful înseamnă plin de veselie. Este adjectivul, adică vesel, bucuros, a cheerful person, o persoană veselă, ca și happy sau jolly sau, uh, sau joyful. Happy Cheers. Cheers este folosit și atunci când ai noroc. Da? Ridici paharele în aer, le ciognești și spui cheers. Și atunci, birthday cheers. Veselie, bucurie de zi de naștere sau ce? din paharele de ziua ta de naștere. Birthday hugs, îmbrățișări de ziua ta de naștere. Birthday hugs to hug înseamnă a îmbrățișa. Hai să vedem rapid și formulele astea simple și foarte apropiate pentru Valentine's Day și aceste încheieri călduroase, chiar foarte călduroase, când iubești pe cineva și foarte apropiat de persoana respectivă. Astea nu știu cât le folosești în business, nu știu ce relații sunt acolo, dar ai grijă, da, că sunt foarte apropiate. De, de Valentine's Day poți ura Happy Valentine's Day și apoi un apelativ din acela dulce, așa cum am învățat învăța noi într-o lecție din urmă, gorgeous, baby, sweetheart, honey, ai o mulțime de astfel de adresări um, um, foarte personale, foarte apropiate, sau wishing the sweetest, happiest day to my forever valentine, sigur, când ești îndrăgostit, da, sună nemaipomenit, uh, îți urez, uh, uh, sau urez cel mai dulce și cel mai fericit uh, valentine's day, um, valentinului sau valentinei mele pentru totdeauna. În cultura anglosaxonă my valentine este persoana pe care eu o iubesc, iubitul sau iubita, yes my valentine, Da, și întrebarea oferta, propunerea de Valentine's Day față de persoana pe care o iubești, persoana care îți e dragă este will you be my valentine will you be my valentine Will you be my valentine? Vrei să fii partenerul meu sau vrei să fii partenera mea de Valentine's Day? Vrei să fim împreună de Valentine's Day? Cu sensul, în sens romantic, bineînțeles. Warm closings. În sfârșit, încheieri călduroase. Le folosești când ești foarte apropiat sau foarte apropiată de persoana respectivă. Chiar încheieri fierbinți și unele dintre ele. Îți sunt foarte multe cunoscute. Kisses, sărutări, pupici sau pup, cum se tot spune acum. Big kiss. Um, sărut pupic mare, um, pot spune în engleză Când îi traduce în română pot părea caragioase da? Pentru că fiecare limbă are anumite formule consacrate Care sună firesc în limba respectivă Deci nu te speria că sună așa ciudat da? Big kiss, virgulă uh, și apoi te semnezi Big kiss, Monica Sau hugs and kisses, sărutări și îmbrățișări To hug însemnând a lua în brațe, a îmbrățișa Lots of kisses and hugs O grămadă, o mulțime de pupici și îmbrățișări și în sfârșit am ajuns la acest XOXO, care mie îmi place foarte mult și vreau să-ți explic ce cu el, s-ar putea să nu știi. Este folosit pe post de Kisses and Hugs, sărutări și îmbrățișări. Dar de unde? De unde până unde un X, un O și iar un X și iar un O? Iar suita asta se poate repeta de câte ori vrei. Dacă vrei să arăți că sunt foarte multe îmbrățișări și sunt foarte mulți pupici, atunci apoi literele astea alternativ de multe ori. X o, X, o, X, O, care în engleză o să fie spuse X, O, X, o, X o, foarte multe. Dar ele nu se pronunță. Toată lumea știe că ele înseamnă kisses and hugs. De unde până unde? Hai să-ți arăt să vezi cât de interesant. Nu știu cum se uită englezii ăștia de sus la aceste litere și îl văd așa. Pe X, îl văd ca și cum două persoane se sărută. Și astea sunt buzele, da? Fac ca un cioc, așa, ca un întind țugoie buzele ca să se sărute. Și X-ul asta reprezintă. Aici e o persoană, aici e o persoană, că mai mult sunt niște șoricii, până la urmă, care se pupă. Ok, deci X-ul vine de la pupici, kisses, asta înseamnă kisses, iar O din XOXO, oul înseamnă, reprezintă exact două persoane, ca și cum aici ar fi capetele, care se îmbrățișează și aici sunt brațele, da? Brațele uneia și brațele celuilalt, deci persoane care se iau în brațe, ok? Și ți închipui aici, nasul, ochii, așa, bun, deci de aici hugs, ia uite ce simpatic, vezi? XO și acum ții minte de ce mult semnează XOXO, virgulă, Monica, ok? Sau cine e fiecare acolo. Simpatic, nu? XO, XO. Și poți spune de mai multe ori. XO, 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 Dar nu-l pronunți, doar e înscris, da? Și te semnezi și zici și mulți, mulți pupici, multe sărutări cu tărică, nu? Simpatic, tare de tot. Mai departe. With love, cu dragoste, all my love, toată dragostea mea, cu toată dragostea, virgulă, lots of love, sau love you, love, pur și simplu, love Monica. Much love to you. Always and forever, începem să intrăm în alea fierbind, spuneam, always and forever, întotdeauna și pentru totdeauna, mereu și pentru totdeauna, dacă vrei. Best wishes, mai formal cele mai bune uh, urări, blessings, binecuvântări, forever yours, pentru totdeauna a ta, pentru totdeauna al tău, al tău pentru totdeauna. God bless, uh, echivalentul pentru Dumnezeu să te binecuvinteze sau Doamne ajută, God bless. Gratefully, cu tărică, cu recunoștință, eventual gratefully yours, cu recunoștință al dumneavoastră sau a dumneavoastră sau al tău, a ta. Truly, sincer, cu sinceritate. Iată, aici se formează niște adverbe, da? Luăm adjectivul grateful, îi adăugăm tenația lui, pentru că alăți în mod recunoscător, cu recunoștință. La fel, truly, când o să pice eul final, în foarte puține situații se întâmplă asta, arunci o privire la adverbe și se readuce aminte, uh, când adaugi tenația lui y, da? Truly înseamnă în mod sincer, cu sinceritate. Iată ce, ce drăguț aici, under your spell, under your spell, spell însemnând vrajă, da? under your spell, vrăjit de tine sau sub vraja ta, under your spell, cu tărică. Când vrei să cucerești pe cineva, când vrei să-ți arăți iubire, implicare, în fine, folosești chestii de-astea mari, așa grele, under your spell, Tare, da? under your spell, sub vraja ta, cu tărică, warmest wishes, cele mai calde salutări, warmly, uh, și, și numele, warmly, adică în mod călduros cu căldură, wishing you joy, urându-ți bucurie, dorindu-ți bucurie, sau with all my love on Valentine's Day and always, asta trebuia să o trec aici la Valentine's Day, with all my love, cu toată dragostea mea, on Valentine's Day, on de cu ocazia zilei de, de, zilei Sfântului Valentin, nu uita, înaintea zilelor punem prepoziția on, on Christmas, on the New Year, on Valentine's Day, on my birthday, with all my love, on Valentine's Day, cu toată iubirea mea, cu toată dragostea mea, în ziua de Sfântul Valentin, and always și întotdeauna, astăzi și mereu, ok? Cu toată dragostea mea, de Valentine's Day și în orice altă zi, întotdeauna, cu Tărescu, ok? Bine, să ai sărbători frumoase, și dacă ai parteneri străini, dacă ai prieteni străini, dacă ai în familie rude din altă țară, poți să le scrii de fiecare dată, la momentele festive, câteva rânduri în engleză. Și dacă ai nevoie de inspirație și mai multă, caută pe net. Sunt multe, multe alte formule, dar acum știi cum să lucrezi cu ele. Bye!